Epoca medievală era plină de adevăruri fascinante, dar puțin cunoscute. Să luăm ca exemplu boala misterioasă cunoscută sub numele de boala transpirației. Nu știm exact ce anume era, dar a terorizat și devastat oamenii timp de zeci de ani, apoi a dispărut, pentru a nu mai fi înregistrată niciodată, sau boala înfricoșătoare cunoscută sub numele de focul Sfântului Anton, care a ucis mii de oameni în moduri chinuitor de dureroase. Astfel, Evul Mediu a fost plin de evenimente și adevăruri înfricoșătoare, mai multe decât crede majoritatea populației, iar pe unele dintre ele le vom vedea în episodul de astăzi. Focul Sfântului Anton. Una dintre cele mai ciudate boli medievale a fost focul Sfântului Anton, cunoscută și sub numele de focul sfânt. Această afecțiune a primit numele de la călugării din Ordinul Sfântului Anton, care au avut succes în tratarea celor infectați de această boală. Medicina modernă, care folosește termeni mai neutri, o numește ergotism. Cu toate acestea, indiferent de denumire, era o boală teribilă care provoca suferințe intense. Era cauzată de ciuperca care se dezvoltă pe cereale mucegăite, în special pe secară, și provoca umflături, roșață și cangrenă la cei care erau afectați. Un text din secolul al IX-lea descria această boală astfel: o boală teribilă care făcea ca poporul să sufere prin formarea unor bășici umflate care apoi se transformau într-o putrefacție dezgustătoare, ducând la desprinderea membrelor înainte de moarte. Pacienții sufereau de halucinații și uneori credeau că se luptă cu diavolul. Pe măsură ce boala avansa, apăreau convulsii, iar extremitățile corpului începeau să putrezească. Urechile, degetele de la mâini și de la picioare și chiar brațele și picioarele începeau să cadă. În 944, aproximativ 40.000 de oameni au murit într-o epidemie din Franța. Un martor al acelei perioade a spus: bolnavii se adunau în biserici și își chemau sfinții în ajutor, strigătele de durere și mirosul de carne putrezită erau insuportabile. Unii oameni nu erau foarte religioși. Evul Mediu este renumit pentru marile exemple de religiozitate extremă, oameni mistici, sfinți, pelerinaje în masă și altele asemenea, dar ar fi greșit să presupunem că oamenii au fost întotdeauna foarte concentrați asupra lui Dumnezeu și a religiei și cu siguranță ar fi greșit să credem că oamenii din Evul Mediu erau incapabili de o reflecție spirituală. Există dovezi solide ale unor oameni obișnuiți care priveau cu suspiciune anumite credințe, miracolele săvârșite de sfinți, natura euharistiei sau ceea ce se spunea că se întâmplă după moarte. O serie de oameni obișnuiți au decis că sufletul nu era nimic altceva decât sânge și că pur și simplu dispărea în momentul morții. Alții credeau că nu exista niciun motiv pentru a crede că Dumnezeu era cel care făcea ca plantele și culturile să crească, ci doar proprietățile născute de a lucra și hrăni pământul. Există de asemenea numeroase dovezi că oamenii pur și simplu nu-și băteau prea mult capul cu religia, mai ales că nu mergeau la biserică duminica. Un preot spaniol, la începutul secolului al XIV-lea, i-a raportat episcopului său că aproape nimeni nu venea la biserică duminica, ci mai degrabă oamenii se jucau pe străzi. Alte înregistrări dau senzația că cel puțin o minoritate considerabilă se distra în altă parte în diminețile de duminică. Viermele Sfântului Roș. În 2017, cercetătorii italieni au inspectat o pictură a Sfântului Roș. Se spune că francezul din secolul al XIV-lea ar fi vindecat oamenii de ciumă și apoi a contractat-o el însuși. El este adesea portretizat cu un bubo, adică o umflătură pe partea superioară a piciorului, dar pictura medievală era diferită. Piciorul Sfântului Roș prezintă o rană din care curge o mâzgă albă și lungă. În trecut s-a crezut că ciudatul filament era puroi, dar autorii studiului recent sunt convinși că este vorba de un vierme. Este posibil ca aceasta să fie cea mai veche reprezentare grafică a unui parazit numit Dracunculus medinensis.
Cunoscut și sub numele de viermele de Guinea, larvele sale sunt ingerate prin intermediul apei infectate. După un an de incubație, lucrurile devin înfiorătoare. Piciorul persoanei face bășici, iar un fierme cu o lungime de până la un metru erupe prin piele. Deși nu este fatal, reprezintă o experiență chinuitoare. Nu se cunoaște niciun caz oficial din Italia, dar este probabil ca artistul să fi văzut acest lucru la fața locului, căci mulți călători din țările infectate au vizitat Bari, unde tabloul încă se află. Șerpii de foc cu care s-au confruntat israeliții în timpul exodului din Egipt ar fi putut fi viermi de Guinea. La acea vreme, aceștia erau foarte răspândiți în Orientul Mijlociu, iar victimele descriu o arsură puternică atunci când parazitul izbucnea. Sinodul cadavrelor. În anul 897 a avut loc un eveniment remarcabil în istoria Bisericii Catolice. Papa Ștefan al VI-lea a organizat un proces extrem de ciudat în Basilica San Giovanni Laterano din Roma. Această acțiune a marcat începutul unei perioade considerate una dintre cele mai corupte din istoria papalității, chiar și din perspectiva credincioșilor catolici devotați. Deși există multe detalii complicate în contextul istoric al acestei perioade, vom aborda direct evenimentele care ne interesează. Ștefan al VI-lea deținea funcția de papă de mai puțin de un an atunci când a dat un ordin bizar, exhumarea și judecarea predecesorului său, Papa Formosus. Motivațiile sale rămân neclare, iar istoricii au propus diverse ipoteze. Unii susțin că acest act ar fi putut fi o încercare de a distruge atenția de la propriile greșeli. Alții sugerează că ar fi dorit să consolideze alianțe politice sau pur și simplu ar fi putut fi afectat de probleme psihice. Odată exhumat, Papa Formosus a fost găsit vinovat în cadrul acestui proces ciudat. A fost deposedat de podoaba papală, i-au fost tăiate degetele folosite pentru binecuvântări și apoi a fost înmormântat din nou. Însă șocul a venit atunci când Ștefan al VI-lea a decis să-l exhumeze din nou și să arunce trupul în râul Tibru. În urma acestor evenimente au apărut zvonuri că trupul lui Formosus a fost scos la suprafață și a început să săvârșească minuni. Ca urmare a acestei situații scandaloase, Ștefan al VI-lea a fost destituit din funcție, închis într-o celulă și a fost ulterior ucis în mod misterios. Următorul papă, Teodor al II-lea, a anulat hotărârea sinodului asupra cadavrelor și a pus capăt acestui episod controversat, scoțând în afara legii ideea proceselor cu cadavre. Satele erau ridicol de murdare. Pentru a sublinia acest fapt, este important să menționăm că oamenii coexistau cu șobolanii. De asemenea, râurile din sate erau folosite pentru deversarea apelor uzate și ca sursă de apă potabilă sau pentru igienă personală. În plus, bolile, în afară de moartea neagră, nu erau deloc necunoscute, iar dat fiind faptul că locuințele și casele erau deja supraaglomerate, aceste boli se răspândeau rapid. Pentru a agrava situația puțin sau niciun locuitor nu era conștient de importanța igienei, iar nimeni nu avea motive să curețe râurile sau să investigheze cauzele îmbolnăvirilor comunităților. Toți trăiau în ceea ce credeau că ar trebui să fie o viață sănătoasă. Misterioasa boală a transpirației. Sfârșitul evului mediu a fost martorul apariției bruște a unei noi boli cunoscute sub numele de boala transpirației, care a apărut mai întâi în Anglia, apoi s-a răspândit în Europa continentală. O boală misterioasă, boala transpirației, a lovit în valuri epidemice de-a lungul unei perioade de 7 decenii, apoi a dispărut la fel de brusc cum a apărut. Despre perioada de incubație se știe foarte puțin sau chiar nimic, dar atunci când simptomele apăreau, acestea și consecințele lor erau bruște și de obicei devastatoare. Moartea survenea frecvent în doar câteva ore. Simptomele inițiale includeau un sentiment de teamă, urmat de frisoane, dureri de cap, amețeli, epuizare, greață și dureri puternice în gât, spate, umeri și membre. Apoi a apărut simptomul care a dat numele bolii,
transpirația excesivă. Cu toate acestea, nu există încă un răspuns definitiv cu privire la ceea ce ar fi putut fi boala transpirației. Concluzie. În încheiere, Evul Mediu a fost o perioadă istorică în care omenirea a fost confruntată nu doar cu evenimente religioase și culturale, ci și cu tulburătoare realități medicale și sociale. Cu toate astea, aceste aspecte obscure și șocante ale Evului Mediu reprezintă o parte esențială a istoriei noastre și ar trebui să ne servească ca memento al complexității umane și a căutării continue a cunoașterii în ciuda incertitudinii. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.